Înțeleg că prin aceste noi reglementări penale care vizează în mod special magistrații, oarecum magistrații se tem de eventuale abuzuri, de folosire abuzive ale acestor legi. Pe partea cealaltă, justițiabilul se teme de abuzurile magistraților. Cum comparați cele două teme? Vă simțiți și dumneavoastră ca și justițiabilii? Am avut calitatea justițiabilă în anumite cauze civile și am văzut anumite deficiențe care m-au afectat și pe mine ca și simplu cetățean. Și ceea ce cred este, și colegii mei și-au exprimat opinia în acest sens, că aceste modificări nu tind de fapt să atenueze eventuale abuzuri care se pot crea. De ce? Pentru că există și acum suficiente reglementări care să permită justițiabilor să aibă acces la anumite căi de atac sau de sesizare pentru a diminua eventualele efecte la o atitudine din partea magistraților. În același timp, este surprinzător, și colegii m-au rugat să subliniez acest aspect, că, pe de o parte, se tinde o diminuare a numărului de cauze, a situațiilor în care persoane care ocupă funcții de demnitate publică, de importanță deosebită în orice stat din lume, să răspundă mai ales penal, dar și în altă natură. Se tinde, de exemplu, la dezincriminarea unor fapte cum este neglijența serviciu pentru orice categorie de funcționar public, dar se instituie categorii de infracțiuni speciale, doar pentru categoria magistraților, cum este acel articol 210.2, pentru o neglijență în serviciu specială a magistratului, cu limite de pedeapsă, care v-am spus, pentru neglijența în serviciu, 3-7 ani, înseamnă ceva similar spre violul simplu. Din păcate, v-am spus, nu cred că astfel de reglementări ar putea limita acele abuzuri care au existat sau s-ar putea să existe din partea, într-adevăr, a unor magistrați sau în anumite situații. Pe ansamblu, din experiența mea de aproape 20 de ani, pot să spun că ponderea acestor abuzuri sau în situații necorespunzătoare în atitudinea și faptele magistraților tinde spre sub 1%.